Bine ați venit, dragi prieteni, la un nou live. În câteva momente, probabil vreo 15-20 minute, aș vrea să abordăm, cred că cea mai importantă doctrină din creștinism, și anume doctrina despre Dumnezeu, specific doctrina despre Sfânta Treime. Am observat de-a lungul timpului că există foarte multe confuzii, chiar și în interiorul creștinismului, cu privire la această doctrină. De aceea, împreună cu colegul meu, fratele Mihai Levi Marian, o să facem puțin o introducere în această doctrină a Sfintei Treimi. Și această introducere va fi sub forma de câteva întrebări pe care le vom aborda, întrebări pe care le-am auzit de la alte persoane, întrebări poate cu care fiecare dintre noi ne-am confruntat de-a lungul timpului. Prima întrebare este: de ce este importantă doctrina Sfintei Treimi? Păi, este importantă în primul rând pentru că este o doctrină care, dacă e definită corect și crezută corect, duce la mântuire, și dacă e definită greșit, exclude posibilitatea mântuirii. Și lucrul ăsta nu e ceva, să zicem, inventat de noi, nu e că noi vrem să fim exclusiviști sau că vrem să fim foarte înguși, ci dacă ne uităm în Scriptură, vedem lucrul ăsta. De exemplu, noi acum în biserică studiem împreună unul dintre ciclurile de predicii pe Evanghelia după Ioan, și un lucru care se vede peste tot în Evanghelia după Ioan și nu numai, îi pretenția Domnului Iisus că El este Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune de repetate ori că pretenția Lui pentru ca oamenii să fie mântuiți și să creadă că El e Dumnezeu. Dacă credeți că Eu sunt, veți fi mântuiți. Da? Asta e afirmația Domnului Iisus Hristos. Deci dacă nu înțelegi cine este Dumnezeu, cine e Domnul Iisus Hristos, mântuirea devine imposibilă. Tu poți ca să crezi în Domnul Iisus, tu poți ca să crezi în faptul că El e un mântuitor, dar dacă nu crezi despre Domnul Iisus, ce El a cerut să crezi despre El, și anume că El este Fiul Etern al lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat, El este Dumnezeu, nu poți fi mântuit. Nu există mântuire în alt nume decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și când spunem asta, noi înțelegem prin sintagma aia că înseamnă o cristologie corectă, o înțelegere corectă despre cine e Hristos, cine e Dumnezeu. Toate astea sunt pachetate cumva acolo. Și atunci e imposibil ca să fii mântuit fără o înțelegere și o credință corectă, trinitară. De aia e foarte important. În contextul ăsta și în contextul antidogmatismului, antidoctrină, antiteorie pe care o vedem astăzi, foarte mult, chiar și în mediul evanghelic, cum mai răspunde cuiva care spune: ok, eu cred în doctrina Sfintei Treimi, dar nu-mi bat capul să o cunosc sau să o înțeleg. Dar cred în ea. Păi, unul la mine, că nu poți crede ceea ce nu știi. Deci asta e primul aspect, da? Cunoașterea îi premergătorul credinței, da? Și Biblia ne învață că credința vine în urma auzirii cuvântului. Deci trebuie să ți se aducă la cunoștință anumite informații și după aia le poți crede. Deci tu dacă nu cunoști despre Dumnezeu, nu cunoști despre... Acum, e posibil ca tu să nu ai cunoașteri specifice la anumiți termeni. Să nu fi auzit termenul Trinitate, da? Să nu ai anumite cunoștințe tehnice. Doctrina asta, de-a lungul istoriei, s-a formulat în diverse cuvinte, în diverse sintagme. Sunt foarte mulți oameni credincioși care poate nu știu sintagmele astea, nu știu formulările astea. Asta e mai puțin informat. Întrebarea e cum răspunzi la anumite întrebări esențiale care vizează Trinitatea. De exemplu, dacă întreb frontal pe cineva, spune-mi cine este Domnul Iisus. Dacă ei nu răspund, undeva în răspunsul lor trebuie să cuprindă aspectul ăsta, Domnul Iisus este Dumnezeu, da? Înseamnă că au o teologie greșită. Da? Cum ei s-ar putea să poată formula foarte elocvent, foarte, să nu poată să spună că Dumnezeirea are trei persoane care sunt din aceeași substanță, egal, etc. etc. Da? Dar când îl întreb frontal, cine e Domnul Iisus? Este sau nu Dumnezeu? Duhul Sfânt, este o putere sau este o persoană, da? Și străbunicii noștri puteau răspunde corect la întrebările astea și aveau o doctrină. Și de-aia e important ca să cunoști
ceea ce Biblia spune despre lucrurile astea și să crezi ceea ce Biblia spune. Nu e important ca să ai formulări teologice foarte complexe. Nu asta, nici noi nu asta vrem până la urmă. Că noi astăzi poate discutăm sau când expunem, încercăm să le dăm la oameni niște formule de a exprima lucrurile să fie cât mai clar, dar nu formulele sunt importante, ci conținutul lor și credința în ceea ce spune Biblia. Și asta se poate proba, cred că cel mai simplu, prin niște întrebări foarte elementare. Da? Spune-mi cine este Dumnezeu. Din start, asta pornește o discuție în care tot felul de conținut biblic trebuie ca să intre în discuția aia. Dacă persoana respectivă spune, păi eu cred că Dumnezeu este unul. Ah, ok, bine. Și Domnul Iisus, Dumnezeu este unul. Și bine spuneți, da? Bun, dar spune mai în detaliu. Dumnezeu este unul. Dumnezeu este unul în sensul că doar Dumnezeu Tatăl? A, nu, eu cred că și Dumnezeu Duhul Sfânt e Dumnezeu și Dumnezeu și Fiul e Dumnezeu și cele trei persoane sunt unul singur. A, ok, tu ai o doctrină foarte complexă a Trinității. Și de multe ori când stai de vorbă cu oameni care sunt credincioși cu adevărat și îi probez așa foarte subtil, ei își dau seama, bă, dar eu nici nu mi-am dat seama că am o doctrină așa de bogată. Deci e imposibil, orice credincios adevărat are o teologie, un conținut doctrinar. S-ar putea să nu aibă etichete, s-ar putea să nu aibă sintagme, dar în inima lui, conținutul ăla biblic a intrat în inimă, a luat rod în inimă și el crede acele lucruri și dacă le crede, înseamnă că le cunoaște. Ok. O altă întrebare pe care o aud foarte des chiar și de la cei care cred în doctrina Sfintei Treimi, este un fel de exprimare a unei nemulțumiri. De ce în Biblie, zic ei, chiar așa se formulează deseori întrebarea, de ce în Biblie nu găsim clar doctrina sau expresia Sfânta Treime? N-ar fi fost mai simplu? Dumnezeu să ne spună foarte clar, da? Dumnezeu este Sfânta Treime, Dumnezeu este Trinitate. Și atunci spun ei, dialogul ar fi fost încheiat. Nu am mai fi avut probleme cu atâtea erezii. Deci, asta ar fi o întrebare. De ce în Biblie, zic ei, nu găsim clar doctrina sau formularea sau expresia Sfânta Treime? Deci sunt două aspecte. Unul, într-adevăr nu găsim clar sintagma, da? Dar niciun credincios nu are pretenția că sintagma îi cumva de la Dumnezeu. Sintagma îi o etichetă săracă care noi o punem să exprimăm un adevăr infinit de bogat despre identitatea lui Dumnezeu. Da? Ceea ce e expus în Scriptură e o învățătură clară despre identitatea lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu este unul, noi știm că El, că Dumnezeu are trei persoane, lucrul ăsta e clar peste tot în Scriptură și când te uiți la Scriptură per ansamblu, învățătura asta e cât se poate de clară și o poți regăsi în așa de multe locuri. Cred că sintagma nu e acolo pentru că nu e felul în care Dumnezeu neapărat vrea ca să se prezinte și de-aia nici noi nu, de exemplu, noi nu ținem să folosim sintagma asta sau nu înlocuim denumirile care Dumnezeu și le dă cu denumirea Sfânta Treime. Da? Nu mai zicem noi acum, Dumnezeul nostru este Sfânta Treime. Nu prea vorbește nimeni așa. Da? Noi recunoaștem că e o etichetă care ne ajută ca să înțelegem ce învață Scriptura per total. Pe de altă parte, sunt foarte multe doctrine care sunt în mod specific numite în Scriptură și asta nu a oprit pe nimeni ca să aducă în joc tot felul de erezii. Da? Deci faptul că o doctrină are o denumire, nu te sau. De exemplu, botezul, da? Botezul este numit, botezul este exemplificat, tot ce vrei, da? Și există câte erezii vrei despre botez, da? Ar putea să spunem, de ce este complicat? Că Domnul Iisus ne-a arătat exact ceea ce trebuie să facem și ne-a arătat că e porunca lui, spus că e porunca lui, ne-a arătat cum să o facem, tot ce vrei. Deci astăzi există atâtea erezii despre botez, da? Deci faptul că denumirea s-a dat în Scriptură, faptul că formula s-a dat în Scriptură, tot e acolo. Dar nu împiedică oamenii să pervertească. Exact, cu absolut nimic. Deci claritatea textului biblic, oricum pe noi nu ne împiedică să aberăm, să debităm erezii și absurdități și așa mai departe. Legat de asta este o întrebare pe care o aud foarte des, legată și de canon și de exemplu de duminică, că de exemplu, duminica, canonul și în cazul doctrinei Sfintei Treimi a fost formată, doctrina Sfintei Treimi a fost formată, sau ca și doctrina despre duminică, ca și canonul, a fost formată de concilii.
ce adevăr există în afirmația asta? Și anume că doctrina Sfintei Treime a fost formată de concilii. Nu există un adevăr. E o premisă falsă aici. Deci, doctrinele adevărate ale Scripturii le-aș asemăna, ca să înțelegem mai simplu, cu legile naturii. Noi nu inventăm sau scriem legi ale științei, da? Noi doar le descoperim. Atât o facem. Le recunoaștem, da? Ne uităm, de exemplu, oamenii de știință, se uită în natură și zic, a, ia un obiect și îl las și el cade, da? Se tot face experimentul ăsta și se ajunge la legea gravitației, da? Mm-hmm. Cei care au descoperit legea gravitației nu au format-o, nu au înființat-o, da? Ei pur și simplu au observat-o și au formulat o descriere, da? Da, și o diferență esențială între forma și a formula. Corect. Legea gravitației există, este o chestie, până la urmă, instituită de Dumnezeu. La fel și cu doctrinele biblice. Ele există și noi, ca și oameni călăuziți de Duhul Sfânt, ca și biserică călăuzită de Duhul Sfânt, avem datoria doar ca să le recunoaștem, să le afirmăm, deseori să formulăm anumite exprimări încât să combatem greșeli. Asta au făcut de multe ori conciliile bisericești, asta au făcut de multe ori mulți creștini de-a lungul timpului, dacă citești mai ales din vremea Reformei, dar nu numai, și literatura patristică și mai departe, foarte multe încep împotriva lui sau împotriva cutarei învățături, care astăzi nu se mai prea discută în felul ăsta, da? Dar foarte multă literatură s-a scris, tratate teologice, ca să combată o erezie. De ce? Pentru că oamenii aceia care promovau o erezie inventau propria lor doctrină în loc să recunoască dreptarul învățăturii sănătoase a Scripturii. Și atunci oamenii nu au venit ca să adauge, sau biserica nu a venit să adauge învățătura ei la Scriptură, ci au venit doar ca să afirme ce spune Scriptura, să argumenteze pentru ceea ce spune Scriptura și în mare parte, sau cel puțin când vorbim despre doctrina Trinității, asta s-a întâmplat. Conciliile astea, oamenii ăștia au formulat anumite exprimări a doctrinei sau anumite apărări a doctrinei, dar niciun caz n-au inventat-o ei. Și probabil că în fiecare generație, pentru că se schimbă multe concepte, se schimbă chiar și limbajul, evoluează limbajul, e necesar sau pur și simplu să pervertesc anumite definiții, e necesar ca să fie formulat, nu format, formulat din nou doctrina, anumite doctrine. Și cineva ar putea să ne acuze, poate, dacă să presupunem creștinismul de nume, creștinismul oficial, ar renunța la doctrina Sfintei Treimi și noi să venim peste 100 de ani sau peste 50 de ani sau copiii noștri sau nepoții noștri și să formuleze diferit doctrina Sfintei Treimi. Cu alte cuvinte mă refer, alții să-i considere eretici, deși doctrina a fost formulată de... Da, multe alte doctrine care în fiecare perioadă de timp au fost diverse doctrine care au fost sub atac. În ultima sută de ani, de exemplu, doctrina inerenței Scripturii a fost sub atac foarte puternic, încât a fost nevoie, de exemplu, chiar evanghelici să strângă la oaltă și să fie un moment în care să dea o declarație despre ce credem noi că spune Biblia despre sine, ce credem noi că spune Biblia despre revelația sfântă. Și noi credem că e inerent, noi credem că vine direct la Dumnezeu și așa mai departe. Noi n-am inventat lucrurile astea când s-a făcut declarația respectivă, ci noi am afirmat, am formulat doar ceea ce spune Scriptura. Mm-hmm. Același lucru cu... Ca un sumar, nu al doctrinei. Exact. Că nu poți să iei toată Biblia și să o scrii din nou, n-ar fi redundant, nu? Exact. Dumnezeu, până la lumea e așa de ignorantă de cuvântul lui Dumnezeu, că nu-și dau seama felul în care... Deci Biblia e o carte care ne arată revelația progresivă care Dumnezeu ne-o dă, da? La un moment dat, de exemplu, Scriptura zice că în trecut Dumnezeu ne-a vorbit în diverse feluri, prin prorocii lui și mai departe, dar în zilele acestea ne-a vorbit prin Fiul Său și după aia vedem că prin Sfinții Apostoli. Da? Bun, asta înseamnă că în trecut ne-a vorbit în felul acestea în mod progresiv și la final Domnul Iisus Hristos ne-a venit și ne-a descoperit în mod desăvârșit, cel puțin desăvârșit pentru aici și acum. Ce va fi când vom fi față în față cu Dumnezeu, atunci vom ști totul. Exact natura caracterului Dumnezeu. Dar, dacă te uiți la toată revelația progresivă, vei vedea că lucrurile devin din ce în ce mai clar și doctrina aceasta e cât se poate de proeminentă peste tot. Încă de la început. De exemplu, dacă ne uităm în Geneza, Dumnezeu spune să-L facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Noastră, plural. Asta era următoarea întrebare. Și mulți oameni nu-și dau seama.
vorbești cu evrei. Vorbești... Eu am avut o discuție odată cu un musulman care venea și așa, creștinismul, trinitate și așa și așa. Bine, Mohamed era foarte incult și el credea că doctrina trinității a creștinismului era faptul că era vorba de Dumnezeu, de Hristos și de Fecioara Maria. Da? Și a scris împotriva trinității zicând, cum Fecioara Maria să... El era, n-avea habar, da? Și musulmanul acesta venea și spunea, voi, așa, așa, vorbiți, blasfemie, nu știu ce. Și am zis, ai Coranul la tine. Da. Coranul conține inclusiv din Vechiul Testament, da? Și am zis, hai să deschidem la... Și am zis, și citește ce scrie. După chipul și asemănarea noastră. Și i-a picat expresia de pe față și de toată. De ce l-a plural? Răspunsul și ce a fost? Nu pot să spun... Numai dacă mă duc la învățătorul meu, numai el poate interpreta Coranul pentru mine. Bun, dar zic, judec pentru tine. De ce Dumnezeu vorbește despre el la plural? Deci chiar în prima revelație care o primim, e clar că Dumnezeu e mai complex decât ne închipuim noi. Și dacă citim prin Scriptură, vedem că și în Vechiul Testament sunt tot felul de referințe la un Dumnezeu care e mai complex cumva și vedem mici fărâmituri. Și în final, la finalul revelației, avem revelația desăvârșită prin Domnul Iisus Hristos care vine și ne spune, eu cu Tatăl una suntem. Ne explică exact cum lucrează relația asta trinitară. Avem astăzi niște, cred, din nou, reînvierea ereziilor marcioniste, niște tendințe din astea marcionistă, prin care se spune, și asta era următoarea întrebare, deja ai răspuns în oarecare măsură la ea, de ce nu găsim în Vechiul Testament doctrina Sfintei Treimi și cum ai arătat deja printre primele texte din Biblie, nu? În primele capitole din Geneza, ni se vorbește, Dumnezeu vorbește despre sine la plural, da, o pluralitate de persoane. Și tendința asta marcionistă o vedem chiar în simpla întrebare. Omul presupune, unii presupun că în Vechiul Testament nu avem doctrina Sfintei Treimi și că asta este o invenție a apostolilor, a unii apostoli, da? Ceea ce este fals. Da. Ceea ce este fals și totul, cred că ieri discutam despre exemplu din Psalm unde spune Domnul a zis Domnului meu, stai la dreapta mea. Și după aia în Noul Testament ni se arată lucid despre ce-i vorba. Acolo e vorba despre o conversație intratrinitară care se petrece acolo. Lucrul ăsta e clar. El era prezent și în Vechiul Testament, dar ei încă vedeau doar umbre. Da? Și aveau o oarecare înțelegere. Odată cu venirea Domnului Iisus Hristos, care este cuvântul, revelația întrupată, lucrurile astea devin clare pentru noi. Dar dacă citești cu atenție, Hristos nu vine să aducă ceva nou. Hristos doar vine ca să amplifice ceea ce Dumnezeu arăta în umbră și într-o revelație progresivă în trecut. Aș vrea să mai răspund la o întrebare, ultima întrebare. Cum împăcăm? Noi nu avem nevoie să împăcăm nimic. Biblia cu sine este consistentă, consecventă. Mintea noastră pare să găsească anumite inconsecvențe, da? Anumite rupturi de gândire. Cum împăcăm noi în mintea noastră faptul că peste tot în Sfânta Scriptură se afirmă că Dumnezeu este unul? Iar noi spunem că Dumnezeu este unul, dar Dumnezeu este în trei persoane. Deci cum împăcăm afirmația că Dumnezeu este unul cu doctrina Sfintei Treimi, unii zic chiar și Domnul Iisus Hristos spune, Dumnezeu este unul. Da? Nu cred că trebuie împăcată în sensul ca să alegi ori una, ori alta. Da? Deci de multe ori oamenii nu înțeleg diferența între un paradox sau ceva care trece dincolo de capacitatea noastră de înțelegere și o contrazicere. Da? Faptul că Biblia prezintă ambele adevăruri, că Dumnezeu este unul și acel unul este trei persoane, sunt două lucruri care trebuie luate exact ca atare. Da? E aceeași discuție care avem, de exemplu, cu mulți oameni când, dacă Dumnezeu este suveran, cum mai pot eu fi responsabil? Mă, asta e regula jocului. Așa ne-a revelat Dumnezeu că stau lucrurile. El e suveran, tu ești responsabil. Tu poți ca să înțelegi anumite nuanțe care Biblia ți le dă până la un punct și după aceea trebuie să accepți. Trebuie să crezi. Eu cred că și aici avem aceeași problemă. Nu cred că vreodată vei putea ca să înțelegi pe deplin până când vom fi în veșnicie și cred că dacă ai putea înțelege pe deplin, cu siguranță n-ai înțeles. În sensul că dacă tu într-o zi îți pui jos pe hârtie exact ce este Trinitatea, exact cum funcționează, exact cum Dumnezeu unul este trei persoane, exact, n-ai cum, pentru că vorbim despre infinitate, vorbim despre divinitate comunicată în termeni care să...
să fie pe înțelesul nostru, da? Ok, legat de asta, uite, mai iau o întrebare care mi-a venit acum aminte. Ce părere ai atunci de folosirea analogiilor? Nu, un pic, apropo de asta, vin de exemplu multe critici de genul cum să cred eu un creștinist care vine și îmi propune o chestie antilogică, da? Eu să cred că 1 plus 1 plus 1 egal 1, știi? Orice copil de clasa 3 spune că 1 plus 1 plus 1 egal 3, da? Dar asta e o chestie cât se poate de stupidă, în sensul că, da, un copil de clasa 3 spune că 1 plus 1 egal, plus 1 egal 3. Dar un om cu o minte un pic mai matură și care cunoaște un pic mai mult de matematică vine și spune infinit plus infinit plus infinit egal infinit. Deci trebuie ca să te uiți la lucruri în contextul lor normal. Și contextul normal în care trebuie ca să privești afirmații de genul a Scripturii, Dumnezeu este unul și Dumnezeu este arătat în trei persoane, nu este contextul ăla limitat uman unde privești la lucrurile peste aia, dar o persoană plus o persoană plus o persoană sunt trei persoane, da? Da, așa este. Dacă zic, eu aici, acum suntem în camera asta, eu o persoană Mihai, tu o persoană Andrei și fratele Radu care e în spatele telefonului, suntem trei persoane. Dar ieși un pic din gândirea de copil mic și gândește, Dumnezeu este infinit, atemporal, aspațial, așa, ca tare când Dumnezeu spune că trup. El nu-i trup. Și noi importăm într-un fel niște concepte fizice exact. Asupra Dumnezeirii. Și atunci Dumnezeu vine și spune, măi, uite, nu, cum să vă explic vouă, care sunteți niște minți foarte limitate, trebuie ce trebuie să înțelegeți spre mine. Eu sunt una. Nu există divizie, nu există separare în Dumnezeire, da? Dar în același timp, sunt trei persoane okay, care sunt distincte și alea trebuie luate ca atare. Ce crezi acum, în final, despre folosirea, mai ales că Biblia nu le folosește, despre folosirea analogiilor? De exemplu, Sfânta Treime ca apa în cele trei stări, știi, lichidă, gazoasă, solidă. Ne ajută, ne-au ajutat de-a lungul timpului analogiile astea sau nu prea? Nu. Sau exemplu, creează confuzii? De exemplu, apa între cele trei stări mă duce cu gândul la erezia modalismului, de exemplu, da? Deci, de obicei, analogiile pot fi Nu poate fi aceeași apă în cele trei stări simultan. Sau poate fi, doar că exact asta sau o parte este lichidă. Deci nu are cum aceeași apă, nu, să fie în același timp toată cantitatea de apă, și gazoasă, da, și corect. Lichidă. Corect. Ceea ce cu privire la Dumnezeire este. Da. Da, deci Dumnezeu nu se divizează în trei și după aia sunt trei stări. Sau are forme diferite sau stări. Da. De asta ziceam că de modalism, că modalismul ar spune că de fapt Dumnezeu este unul în sensul că doar o singură persoană, da, care după aia se manifestă în moduri diferite. Acum se manifestă ca și Duhul Sfânt, acum se manifestă ca și Domnul Iisus, acum se manifestă ca și Dumnezeu Tatăl. Da? Asta e o erezie. Dumnezeu este în același timp, tot timpul, unul singur în trei persoane. Da? Și atunci analogiile pot fi ajutătoare dacă sunt calificate, explicat lacunele lor, dacă sunt date așa numai pur și simplu gratuite. Uite, îți explic eu Sfânta Treime. Sfânta Treime e precum. Mai mult ca sigur că o să dai în erezie. Dacă explici cu toate notițele de subsol, da? Uite, e o analogie slabă, dar poate te poate ajuta un pic să înțelegi. Sau dă în erezie cel care te ascultă. Da, exact. Eu personal aș evita să le folosesc. Eu cred că e mai bine ca să învățăm pe oameni adevărurile Scripturii și să-i învățăm să le ia ca atare, da? Și să le lase, dacă există tensiuni care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Lui, să le lase așa. Deci eu cred că tensiunile trebuie să existe sănătoase și ne protejează de la erezii. Dacă las lucrurile așa, de exemplu, Dumnezeu este unul și orice afirmație care neagă lucrul ăsta îi erezie și dacă zic Dumnezeu este Dumnezeu Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și orice afirmație care neagă aceasta îi erezie, automat m-am protejat de tot felul de erezii. Mie unul și zice, a, eu cred că există trei Dumnezei. Nu, Dumnezeu este unul, da? A, eu cred că doar Dumnezeu, Tatăl e Dumnezeu. Nu, Biblia spune că toate trei persoane sunt în totalitate, pe deplin, indivizibil Dumnezeu. Deci orice erezie, când lași tensiunea asta care Dumnezeu a lăsat acolo și cred că de asta a lăsat-o, când o lași să fie cristalizată în mintea ta, ambele adevăruri, te protejează la toate ereziile. Tu nu trebuie să știi toate ereziile de acum 1000-2000 de ani. Trebuie să știi adevărul. Tu trebuie să știi adevărul. Și să fie cristalizat. Și atunci, în momentul ăla, să aprind beculețele. Când cineva vine cu ceva care merge împotriva adevărului lăsat de Dumnezeu în Sfintele Scripturi, să aprind alarma. Nu, Dumnezeu este unul. Dumnezeu cred, cred că în felul acesta, chiar și cei mai simpli credincioși, în ghilimele simpli, da,
ar putea să depisteze ereziile, dacă au înțeles astea două adevăruri mari pe care le-ai spus acum. Mulțumesc pentru răspuns la întrebări. Dragi prieteni, sper să vă folosească live-ul ăsta. Dați-i like, dați-i share. Există foarte multă confuzie pe subiectul acesta. Vrem să revenim cu alte clipuri, cu alte live-uri pe același subiect al Sfintei Treimi. Măcar să înțelegem doctrina fundamentală din creștinism, cea care vorbește despre Dumnezeul nostru, pentru că deci această doctrină este legată doctrina mântuirii noastre. Vă salut și ne vedem la un alt live.